Ceea ce s-a întâmplat în ultimile zile mă amuză, dar și mă întristează un pic. Filat încearcă să se victimizeze, Plahotniuc tot încă e fugar, iar Leancă vorbește despre atotputernicul Gicu, care i-a achitat studiile fiului său de pe conturile lui Șor. Bine v-am regăsit, eu sunt Dorin Galben, iar astăzi nu vreau să vorbesc despre acești trei deja foști politicieni, ci despre feciorii lor. Unul bea spumant de sute de euro, altul își plimbă osul în mașină de peste $1,000,000, iar al treilea își face studiile pe bani din offshore-uri. Știu că v-a fost dor, așa că așezați-vă comod în fața ecranelor și foc la ghete! Sunt sigur că ați văzut deja interviurile de după gratii cu Vlad Filat. Omul se pare că încă n-a înțeles că poporul nu-l așteaptă cu brațele deschise la libertate. Nu știu cine l-a sfătuit să ofere aceste interviuri, dar cred că a dat-o serios în bară. În loc să spună sincer tot ce știe, el a turnat apă. Tot apșoara a turnat și la întrebările despre cheltuielile enorme ale fiului său. Înainte să vedeți cât de amuzant a răspuns, vreau să vă reamintesc despre cum trăiește Luca Filat. În 2015, tânărul s-a odihnit la Saint-Tropez, pe una dintre cele mai scumpe plaje, Nikki Beach. Din pozele publicate pe Facebook se poate observa că băiatul se stropește cu șampanie și nu cu una oarecare, ci cu Dom Perignon. Valoarea unei sticle fiind de 500 de euro conform price list-ului publicat pe site-ul stațiunii. Pe una dintre poze, Luca Filat este la Nikki Beach în compania prietenilor, lângă o masă cu aproximativ 15 sticle de Dom Perignon. O cameră de hotel costa atunci pe noapte 660 de euro, iar nota de plată putea ajunge până la 100.000 de euro pentru un sejur. Pe lângă asemenea costuri, faptul că Luca Filat poartă centură de la brandul Zili de aproximativ 3.500 de euro pare un fleac. Ia uitați-vă ce a răspuns Vlad Filat când a fost întrebat de unde avea atât de mulți bani feciorul său pentru ca să-și permită o vacanță atât de scumpă. Eu cu Luca am avut din momentul arestării, cred că două convorbiri telefonice și o întrevedere acum 2 ani de zile. Din păcate nu comunică. Eu în politică nu am venit din politică, eu am venit din business. Copiii au studiat în Elveția, plățile fiind făcute de pe compania Capital Invest Company. Eu nu pot să vă spun șampania a fost cumpărată de el sau de altcineva. Evident, taicăsul nu știe dacă fiul său a cumpărat acea șampanie sau altcineva. Nici nu aveam speranța că va răspunde altfel. Problema e de fapt alta. Pe atunci Vlad Filat era politician, membru al coaliției de guvernare, iar fiul său se stropea cu șampanie de 500 de euro. Nu vi se pare straniu acest lucru? Dar asta nu-i tot. La începutul acestui an s-a aflat că Luca Filat a fost obligat de autoritățile engleze să predea aproape jumătate de milion de lire sterline pentru că nu a putut demonstra proveniența banilor. Fiul fostului premier moldovean închiria un apartament cu peste 1000 de lire pe zi, echivalentul la 22.000 de lei. Nu mai imaginați-vă, el dădea pe zi pensia pentru 2 ani a unui bătrân din Moldova. Cât a furat taicăsul pentru ca feciorul să-și permită asemenea cheltuieli? Într-un comunicat al Agenției Naționale pentru o Criminalitate din Marea Britanie, se arată că toate conturile și cheltuielile zilnice ale lui Luca Filat au fost finanțate din depozite de la companii din străinătate, cu sediul în principal în Turcia și insulele Cayman. După ce s-a mutat la Londra în iulie 2016 pentru a-și începe studiile, fiul fostului lider al PLDM a cheltuit sume enorme de bani pentru bunuri și servicii de lux, inclusiv pentru un Bentley cumpărat cu 200.000 de lire sterline. Nici despre asta Vlad Filat nu știe prea multe. Ce s-a întâmplat la Londra ține de o cauză civilă și judecata continuă. Acești bani la care vă referiți nu au legătură cu mine și nu au nicio legătură cu Republica Moldova. Dar de unde sunt acești bani? Eu sunt încarcerat în penitenciarul numărul 13, Luca este la Londra. Noi nu comunicăm, eu nu știu, spre exemplu, care sunt activitățile dânsului. Ei, hai, domnule Filat, fiul dumneavoastră cheltuie 10.000 de euro pe lună doar pentru chirie și 100.000 de euro pentru mașină, dar dumneata nu știi de unde are atâția bani? Povești de adormit copii. Serios. Vlad Filat a avut acum ocazia să spună ceva relevant, dar a preferat să răspundă tot în maniera lui. A vorbit mult și fără sens. N-a sărit nimic în aer, poate doar conturile fiului său. Dar pe lângă fiul lui Plahotniuc, fiul lui Filat pare un sărăntoc. În 2016, cu ocazia majoratului, Timofei Plahotniuc s-a ales cu un super bolid exclusivist Mansori Mercedes-Benz S63 AMG Coupé. O mașină care se face la comandă și care, potrivit site-urilor specializate, costă în jur de $1,200,000. De unde are un tânăr de 18 ani o asemenea sumă de bani? Deja analizați singuri. Mașina poartă inițialele tânărului, Timofei
Timofei, V. Vladimirovici și P. Plahotniuc și a fost surprinsă pe străzile din Geneva de amatorii de mașini scumpe. Pozele au apărut pe un cunoscut site al iubitorilor de automobile exclusiviste. Mașina are 1000 de cai putere și accelerează până la 100 de km pe oră în 3,2 secunde. Pe lângă asta, în 2016, fiul lui Plahotniuc și-a adus prietenii din Geneva la Chișinău cu avionul privat. Zilele astea am văzut și un video unde sunt imagini de la ziua de naștere pe care și-a sărbătorit-o Timofei la Chișinău în 2019. Tim, я тебя не вижу, ты где? Tim, тебе сегодня сколько? 22. Тебе сегодня 19. Этот возраст, который лучше всего в армию идти. Как в армии? Охуенно! Реально охуенно? Желаю тебе счастья. Ты не переживай. Я тебе желаю счастья, здоровья, чтобы не было вот тут вот молоко коровье. Короче говоря, я тебя обнимаю, угощайся, все за наш счет. И я тебя поздравляю еще раз. Чао! Acesta a organizat o petrecere privată la un club de noapte din capitală cu interpreți și mai mulți prieteni. Filmulețul a fost făcut public de către un vlogger rus invitat și el la petrecere. Fiul lui Plahotniuc a făcut 22 de ani, iar în video în care apare este pe jumătate blurat. Au încercat să-i ascundă identitatea sau cum? Voi vă faceți ziua de naștere pe malul Iazului, la pădure, cu grătar și salată din roșii și castraveți, iar fiul celui mai detestat politician din Moldova sărbătorește la fel ca vedetele americane. Omul cheltuie pentru asta sume de bani pe care mulți dintre noi nu le vom putea câștiga nici măcar muncind din greu toată viața. Ia ție duși, iubiu, Chișinău, fețaraz. Între timp, după ce a fugit peste hotare, Vlad Plahotniuc a scris pe Facebook că are nevoie de timp pentru a-și securiza familia. El spune că familia sa nu este în siguranță nicăieri. Copiii sunt speriați și el trebuie să fie lângă ei pentru ca să treacă cu bine peste aceste momente. Cred că Timca stă acum speriat în Mercedesul său exclusivist de peste $1.000.000 și își șterge lacrimile cu franci elvețieni. Sărmanul. Un exemplu curios este cel al lui Liviu Tristan Leancă, fiul cel mai mare al lui Iurie Leancă, cel care era premier când guvernul a acoperit cu banii rezervei de stat gaura din sistemul bancar. Anul trecut presa a publicat informații potrivit cărora studiile din Marea Britanie ale mezinului familiei Leancă ar fi fost plătite de Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul furtului miliardului. Extrase bancare arătau că o companie controlată de Șor ar fi transferat în 2012 și 2013 peste 25.000 de lire sterline pentru studiile lui Liviu Tristan Leancă în diferite instituții ale Cambridge din Marea Britanie. Anterior, Leancă a negat că ar fi primit bani de la primarul de Orhei și s-a declarat victima unei campanii de denigrare din partea oponenților politici. Zilele trecute însă, acesta a venit cu o explicație ruptă din filme de comedie. Credeți, nu credeți, e problema dumneavoastră. În 2012, fiind ministru de externe, eram în deplasare. Am primit un telefon de la școala unde Tristan a început să-și facă studiile și mi s-a spus urgent trebuie să fac plata respectivă. Fiindcă eu am plecat și mai iau câteva zile până reveneam la Chișinău, l-am sunat pe un bun amic de-al meu care mi-a fost coleg în compania unde am activat până atunci și l-am rugat să se ocupe de problema asta până revin eu acasă. La revenire l-am întrebat, Gicu, ai făcut, dânsul fiind vicepreședintele companiei, tocmai pe probleme financiare. Mi-a zis, am făcut. Am uitat de această problemă, am întors banii și atât. Gicu, ai făcut? Am făcut. Serios, aceasta este explicația de ce Șor a achitat studiile fiului său? Da, să mor de râs, nu alta. Îl credeam mai inventiv pe domnul Leancă. Când i s-a reamintit că Șor a făcut două transferuri, atât în 2012 cât și în 2013, fostul prim-ministru din nou l-a pomenit pe Gicu. Eu am făcut acest lucru prin prietenul meu. Bun, de două deci, 2013, deci, domnule Leancă, 2013. Și care e problema? Dânsii au avut astfel de relații. Deci eu nu sunt nici prea bogat, dar nici nu sunt sărac. Și țin foarte mult la integritatea mea. Cine este acest Gicu? Poate apelăm la el să scoată din Șor și din alți politicieni
miliardele furate. Dar dacă vorbim serios, păcat că unii politicieni de-ai noștri preferă să prezinte argumente penibile în loc să spună adevărul. Șor are neajunsurile lui, dar sigur omul nu era prost și niciodată n-ar fi transferat cuiva 10.000 de lire fără să primească ceva în schimb. Dacă vreți să știți câți bani au furat politicienii noștri, uitați-vă cum trăiesc copiii lor. Sper să avem cândva la conducere oameni care nu vin acolo doar pentru ca să fure și să se îmbogățească. Pentru cei care nu știu, vă spun că acest proiect există doar datorită oamenilor care mă susțin pe patreon.com/2galben. Dacă vă place ceea ce fac, puteți dona o sumă simbolică, iar eu voi putea în continuare să mă exprim liber. Ca de obicei, vă aștept să stăm de vorbă și pe Instagram. Eu sunt Dorin Galben și nu uitați, un om bine informat este un om greu de manipulat.